Bună ziua, vă spun și astăzi și bun găsit pe canalul meu de YouTube Oracol Scobai Mere. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și doresc să urez bun venit noilor abonați. Astăzi vom efectua citirea noastră zilnică, valabilă pentru ziua de marți, 2 iunie 2020 și vom efectua această citire cu ajutorul cărților de oracol a ceștii de ceai și setul îndrăgostiților. Această citire este valabilă pentru toți cei care rezonează, care simt că se potrivește situația lor cu aceste mesaje, iar dacă simțiți că nu rezonați, această citire nu este pentru voi. Vom extrage 3 cărți de la setul ceștii de ceai și o carte de la setul îndrăgostiților. Și apoi o piatră. Setul îndrăgostiților ne va aduce câteva lămuriri în plus. Și să vedem o piatră. Spus că de ieri folosim niște pietre mai mari și astăzi este bucurie. Vedeți, sunt pietre foarte mari și foarte frumoase, scrise cu auriu. Ieri a ieșit binecuvântări. Aceasta e scrisă cu auriu, unele sunt scrise cu negru. Deci o bucurie pentru ziua de astăzi vă va ieși în cale. Și acum haideți să vedem cărțile. Prima carte, iertare. Deci trebuie să ierți. Dacă vei putea să ierți, vei face loc unei noi energii, unei noi energii de iubire. Poți să ai un timp de distracție, da? După ce uiți perioada în care poate cineva te-a făcut să suferi sau ai avut anumite greutăți. Noi începuturi, îți mai indic această carte. Trebuie să te vindeci pentru ca să mergi înainte. Asta înseamnă să lași trecutul în urmă și să-i dai drumul trecutului, să nu mai îl iei cu tine în prezent sau în viitor, pentru că nu-ți va face bine nici ție, nici relației, dacă vei dori să începi o altă relație. Și tot ce a fost urât sau cu energii negative, lasă-le acolo în trecut. Este sigur dificil să iertăm câteodată sau de cele mai multe ori, dar este vital pentru a putea merge înainte și dacă nu vei reuși acest lucru, vei rămâne deconectat de inima ta și nu va fi corect nici pentru tine, nici pentru persoana cu care vrei să începi o nouă relație, până când nu vei reuși să ierți. Vei întâmpina aceste blocaje, bariere sau neplăceri în următoarea relație. Deci nu le lua cu tine bagajele din trecut. Aruncă durerea în trecut și las-o acolo. Dacă sunt anumite dureri nerezolvate, doar tu poți să te ajuți ca să te vindeci. Și iertarea este cea mai bună soluție pentru ca sufletul tău să devină din nou liber și ca să poți continua sau să poți începe o nouă relație, pentru că această carte îți indică faptul că dacă vei reuși să ierți, vor fi noi începuturi pentru tine și o nouă energie de iubire. Deci asta înseamnă că relația ta s-a sfârșit sau ești în relația în care ești în momentul de față, întâmpină foarte mari greutăți.
Următoarea carte, Visuri sau planuri care s-au sfărâmat, da, dezamăgitoare. Vedem că este o continuitate a primei cărți, pentru că ne-a spus cartea că această relație s-a sfârșit sau se va sfârși sau întâmpină foarte mari dificultăți. Și urmând visuri acestea care s-au sfărâmat, e clar că cineva ți-a sfărâmat, ți-a dărâmat toate visurile, toate planurile tale de viitor, da, le-a dat peste cap. Asta înseamnă dezamăgire, frângerea inimii, supărare, tristețe, pierdere. Dar toate acestea sunt temporare, pentru că tu poți să te pui din nou pe picioare, poți să ierți, așa cum îți spune și cartea, iertare. Tu trebuie să te vindeci și să ierți. Altcineva nu poate în locul tău să facă acest lucru. Aceste vise și idealuri pe care le-ai avut, sigur, ți-au fost dărâmate și sfărâmate. Un vis ideal pe care l-ai iubit foarte tare și pe care ți l-ai dorit din tot sufletul să îl realizezi, ți-a fost luat de la tine. Sau poate că o iubire care a avut-o foarte dragă în inima ta s-a destrămat și în acest fel ai suferit sau suferi o pierdere, da? Credința și speranțele tale sunt la pământ, ceea ce îți rămâne în picioare este adevărul și trebuie să vezi adevărul chiar dacă doare, pentru că doar prin adevăr poți merge mai departe și te poți restabili, te poți pune pe picioare. Sigur, este greu să uiți, cum spune și cartea, prima carte, și să ierți, dar trebuie să faci acest lucru pentru tine și pentru viitorul tău și pentru relația, următoarea relație. Următoarea carte, căsătorie sau mariaj. Deci această carte ne aduce uniune legală, parteneriat, relație, viitor împreună. Dar având în vedere aceste două dinaintea ei, s-ar părea că pentru unii dintre voi acest mariaj a luat sfârșit sau planul de a vă căsători s-a dărâmat din cauza unuia dintre voi. Trebuie să ierți și, sigur, această pierdere ți-a făcut inima frântă și ți-a sfărâmat visurile și planurile tale de viitor. Pentru unii dintre voi acest mariaj s-a sfârșit deja și sau pentru ceilalți care încă nu ați apucat să ajungeți la căsătorie, nici nu veți mai ajunge. Iar pentru alții dintre voi este vorba de un viitor mariaj. Haideți să vedem ce ne zice cartea. Cuplul minunat pe care îl avem în imagine, vedeți cât este de fericit, strălucitor. Este înconjurat de o inimă, ceea ce înseamnă un întreg, ei formează un întreg. Pentru toată viața lor au o iubire care va dura veșnic. Și această carte sugerează o legătură sau un angajament pe termen lung, pe toată viața, da? În zona iubirii. Deci veți merge împreună pe acest drum al iubirii până la sfârșit. Sau, pentru unii dintre voi, căsătoria sau mariajul este un subiect fierbinte de actualitate în viața voastră de iubire, chiar acum, spune cartea. S-ar putea ca, pentru unii dintre voi, acest sentiment al căsătoriei să se fi schimbat. Trebuie să discutați cu partenerul sau partenera. Trebuie să reflectați dacă mai doriți să vă căsătoriți sau să fiți împreună în cuplu pentru viitorul vostru. Puteți să vă puneți întrebarea unde va duce relația mea, va duce relația mea la o căsătorie sau se va sfârși?
ce se întâmplă cu căsătoria mea de acum, mai ales având în vedere că avem iertare și visuri sfărâmate înainte acestei cărți, da? Și care sunt idealurile mele sau gândirea mea despre mariaj s-a schimbat într-un fel, sau despre căsătorie, s-a schimbat într-un fel gândirea mea sau sentimentele mele. Trebuie să reflectați asupra acestor probleme, asupra acestor întrebări, ca să vă puteți da seama unde vă aflați și ce vreți mai departe pentru voi și pentru cuplul vostru sau singuri, pentru persoana voastră. Deci, pentru această zi aveți de reflectat, de meditat la ce vă doriți, la ce își dorește partenerul sau partenera și ca să puteți să luați o decizie. În orice caz, trebuie să iertați și să mergeți mai departe cu inima curată, chiar dacă cineva v-a sfărâmat visele, v-a frânt inima. Puteți să mergeți mai departe. Și spun acest lucru pentru că următoarea carte de la setul îndrăgostiților este putere. Deci tu ai puterea să uiți, să ierți, să mergi mai departe. Și spune cartea, instinctiv vei ști ce este corect pentru tine și tu ai puterea să spui nu sau să pleci în orice moment. Deci, vedeți cum acești doi tineri sunt la fel înconjurați de o inimă de aer care este un șarpe. La fel avem și aici inimă. Da? Sunt înconjurați de această inimă, acești doi tineri, minunați, strălucitori, foarte fericiți, dar pentru unul dintre voi este chinuitor unde sunteți acum, unde vă aflați. Pentru că sunteți împrejmuiți sau înconjurați de acest șarpe în formă de inimă pe care nu știți cum să-l dați la o parte sau să vă eliberați. Dar puterea stă la voi. Așa vă spune și cartea iertare. Puterea este la voi și voi aveți, doar voi aveți puterea de a schimba acest lucru, de a ierta și de a vă face inima curată, ușoară, să vă ușurați inima și sufletul pentru ca să puteți merge mai departe. Deci, instinctiv vei ști ce este corect și tu, pentru tine și tu ai puterea să spui nu și să pleci în orice moment. Poate din relație, poate din discuție, poate să pleci pe alt drum, da? Iar conform pietrei noastre, bucurie, veți vedea cum se aplică această bucurie pentru voi, pentru ziua de astăzi. Trebuie să aveți încredere și sigur, singuri vă puteți face o bucurie. De ce nu? De ce trebuie să fim dependenți de alții ca să ne aducă bucurie? Bucurați-vă pentru ziua de astăzi, bucurați-vă că sunteți sănătoși, bucurați-vă că aveți ceea ce aveți și fiți recunoscători și să mulțumiți pentru toate binecuvântările în fiecare zi pe care le primiți, sănătate, tot ce primiți. Să mulțumiți și să fiți recunoscători. Și nu uitați că sunteți puternici, sunteți minunați, puteți să realizați tot ceea ce vă doriți, puterea este la voi, așa ne spune și această carte și prima carte ne spune la fel. Dacă tu nu poți să o faci, nimeni altcineva nu poate să o facă pentru tine. Eu vă doresc o zi minunată. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, pentru comentarii, pentru aprecieri, pentru interes. Nu uitați să fiți mai blânzi unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult și până data viitoare, dragii mei, numai bine!